Ce se întâmplă astăzi, în afara faptului că este deci, domeniu național? Da, este într-adevăr, astăzi a fost decretată zi de doliu național, toate steagurile Rusiei de pe principalele instituții ale statului au fost coborâte în Bernă. Ultimul bilanț pe care îl avem, sperăm să rămână cel definitiv, se referă la următoarele cifre, 133 de morți și 152 de răniți care rămân în continuare în unitățile spitalicești din capitala rusă. Operațiunile de căutare și descarcerare la sala de concerte s-au încheiat. Chiar astăzi autoritățile au spus că persoanele care au reușit atunci să se evacueze și au lăsat anumite lucruri, chiar și mașinile în parcarea subterană și din fața sălii de concerte, pot să vin să și le recupereze. Câți răniți sunt în acest moment în spital și care este starea lor, dacă știi? 152 de persoane, sunt câteva persoane aflate în stare gravă, dar autoritățile medicale spun că situația este sub control și speră să nu fie ceva și mai rău. Ieri vreo 4.000 de moscoviți au venit la unitățile de donare a sângelui. Ministrul Sănătății susține că nu mai este nevoie de alți donatori, deci situația pare să fie sub control și din acest punct de vedere. Ce fac autoritățile, Liviu, în acest moment? Am văzut declarațiile președintelui Vladimir Putin în care îi acuza într-un fel pe ucraineni. Care sunt următorii pași? Deci, primul pas va fi astăzi când cei patru atacatori vor fi aduși la un tribunal din Moscova, unde, conform procedurilor judiciare, acestora li se va pronunța o sentință de arest preventiv, deci vor rămâne închiși pe timpul perioadei de anchetă, după care va urma tribunalul sentința definitivă, dar asta va dura probabil că multe luni de acum încolo. S-au înăsprit controlele de securitate, au fost luate măsuri suplimentare de securitate și la centrele comerciale, și la aeroporturi, de exemplu, acolo, acum aici, ți se sugerează să vii cu mult mai devreme pentru că se fac controle suplimentare la intrarea în aeroport. Rămâne să vedem, iar pe partea politică, să zicem așa. Evident, mesajul lui Vladimir Putin a fost clar cu țintă spre partea ucraineană. Știm cu toții că și oficial Kievul dezminte că ar avea vreo implicare în atentatul sângeros de vineri seară. Rămâne acum, nu știu, de văzut ce probe și dovezi concrete ar avea Moscova că cei patru atacatori chiar erau implicați. Da, 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 sigur. Da. Liviu, au răspuns într-un fel autoritățile, serviciile secrete rusești cu privire la avertismentul dat de omologii din Statele Unite? Da, încă de ieri surse apropiate serviciilor de informații din Rusia spuneau da, că au primit acest avertisment din partea Statelor Unite, dar la modul general, nu erau detalii clare când, cine și în ce loc ar urma să se producă un posibil atac terorist. Deci, vă dați seama, avertismentul a fost pe 7 martie, când urmau alegerile prezidențiale din Rusia, probabil că atunci, da, au fost luate măsuri suplimentare de securitate, probabil că și atacatorii au așteptat să treacă acest val de supervigilență din partea autorităților ruse și după ce s-au terminat, sau au fost anunțate alegerile prezidențiale, în urma scrutinului prezidențial, evident că au recurs la ceea ce știm cu toții vineri seara. Așa este. Mulțumim, Liviu Iurea, corespondentul televiziunii române la Moscova, pentru toate aceste explicații și mergem mai departe.